Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Suntem în studioul Capital TV, numele meu este Adrian Simon. Mă bucur pentru faptul că, iată, am reușit să fim și astăzi din nou împreună. Invitatul meu și al dumneavoastră în același timp, pentru că prin intermediul televizorului intrăm în casa dumneavoastră și de ce nu și a rețelelor online, este domnul primar Dumitru Oprean, primarul Comunei Stămării Orlea din județul Hunedoara. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am găsit. Dumneavoastră sunteți cel care a câștigat cu cât 71%, parcă știu, 72%. Da. 71%. 71% alegerile în Comuna Stămării Orlea din județul Hunedoara. În condițiile în care ați fost, câți candidați? 8. 8. Scor destul de bun. Destul de bun. Mulțumitor. Iau, mulțumitor 71%. Chiar a fost un scor foarte mulțumitor bun. Mulțumitor și mulțumesc cetățenilor din comună care mi-au acordat încrederea. Bun, acum, având în vedere faptul că ați câștigat cu scorul ăsta de 71%, care clar vă obligă pentru următorii 4 ani, sunteți la al câtelea mandat? Al treilea. Al treilea mandat, iată deja. Dacă oamenii v-au acordat încrederea, înseamnă că ați făcut ceva treabă pe acolo, pe la Sfântă Maria Orla. Și trebuie să recunosc și eu, deși nu-mi place de multe ori să fac lucrul ăsta, că, într-adevăr, se vede progresul comunei. Tema pe care am propus-o pentru astăzi este, ne-am propus, am realizat, hai să continuăm. Mi s-a părut interesantă, eu o știam din campania electorală, a fost sloganul nostru, nu? Da, a fost sloganul nostru, a meu, slogan cu care am mers în continuare la cetățeni, discutând, analizând și votând. Cum au fost, domnule primar, alegerile astea? Campania electorală, alegerile... Să discutăm un pic despre ele. După cum știți dumneavoastră, din totdeauna, la toate emisiunile la care am fost, m-am exprimat în felul următor. Campania pentru mine începe din prima zi de lucru, după depunerea mandatului. În timpul campaniei electorale se desfășoară anumite activități de o intensitate un pic mai mare în ceea ce privește relația cu oamenii, pentru a prezenta proiectele, realizările și nerealizările. Păi bun, da. Acum și în campania de la locale a fost aproape ca în ceea ce se întâmplă sau ce se va întâmpla în campania electorală care urmează pentru parlamentare. Adică nu prea n-ați putut să faceți adunări, n-ați putut să fiți în grupuri mai mari de nu știu cât, ați fost destul de limitați. Da, a fost o campanie atipică, dar oricum campania înseamnă din casă în casă, pentru a lua pulsul cetățenilor direct. Ce ați acasă, fost pe așa, stradă. Primit oamenii? Da, eu din punctul meu de vedere pot să spun că a fost o campanie ușoară în sensul că n-am avut ostilități și nici noi n-am încercat să facem sau n-am făcut probleme celorlalți candidați. Da, deci nu v-ați omorât unul pe celălalt pe acolo cu tot felul de acuze? De... Păi am încercat să facem o campanie frumoasă, cu bun simț, fără acuzații regretabile pe urmă, să ne cerem scuză că n-am vrut, că a fost cineva, că a fost așa. Nu e bine și părerea mea că trebuie să mergem în fața cetățenilor cu realizările sau propunerile care vrem să le facem pentru oameni. Cu proiecte trebuie să mergi în fața cetățenilor, nu cu povești gen primarul fură, primarul nu știu ce, primarul nu știu cum, sau eu vin și sunt albă ca zăpada. Da, acum inevitabil oricine ajunge primar e expus la astfel de situații. Bine, acum unii mai și fură. Unii. Acum chestia asta cu furat e interpretabilă după contextul sau după situația la care se face referire. E important să fim oameni serioși, să avem un consiliu responsabil care să fie pentru cetățeni implicat, să-și dorească dezvoltarea comunității
și o echipă din administrația publică locală pregătită pentru a rezolva problemele cetățenilor și o bună colaborare cu celelalte instituții ale statului. Cum e structura Consiliului Local la Sfântul Maria Orla? Structura nu diferă față de mandatul trecut prea mult. Adică dacă ați avut 71% la primar, ați luat 71% și la Consiliul Local? Da. Sunt 8 consilieri, din total de 13 consilieri, 8 consilieri are Partidul Social Democrat, 2 consilieri Partidul Național Liberal, cât un consilier ALDE, Peru și Pro-România. La prin și Peru la noastră? Da. Da, mirat. Că la județ n-a trecut pragul electoral, parcă. Asta e. Bun. Dar UDMR n-aveți, că știu... N-au avut candidat. Sunt câțiva cetățeni. Nu, știu o comună unde UDMR a câștigat un consilier local, da, care de nu mult e timp. De mult timp. Nu e maghiar, da. Și cât pe ce să-l bage și pe al doilea. Da, mă rog, astea sunt de ale politicii tertipuri, ca să spun așa. Domnule primar, nu pot să nu vă întreb... Ce ați făcut până acum în stămărie, dar ce e cel mai important, ce urmează? Pentru că, gata, s-a încheiat 4 ani, dacă înainte vrem să vedem cum sunteți în slujba comunității. Asta nu este un serviciu, nu e nicio meserie să fii primar. E o funcție, e o demnitate cu care te investește comunitatea respectivă și care te obligă foarte mult. La dumneavoastră cum e? Că văd că n-ați plecat nici în concediu, cum au făcut mulți, nu v-ați dus nici la băi, nici la relaxare. Unii am observat că după ce s-a terminat asta, am mai avut nicio treabă să o la relaxare. Dumneavoastră nu. Mi se pare normal că s-au dus la relaxare, pentru că fiecare cetățean are dreptul la concediu de odihnă. Fiecare cum și-l ia, cum și-l petrece, exact, treaba lui. Asta e în august sau în iulie, nu e... În toată perioada anului. În octombrie, noiembrie. De regulă, am spus. Da. Dar pentru mine sunt esențiale și prioritare atât sarcinile de servici care vin, cât și cele personale, acasă. Am decis, nu numai acum, cu mulți ani în urmă, pentru a răsplăti încrederea cetățenilor, să dedic foarte mult timp comunității, aparatului administrativ și familiei. Nu pot să spun că n-am avut weekenduri petrecute într-o parte, într-alta, dar adevărat că în acest an, datorită unor conjuncturi, mai puțin. Dar fiecare primar are dreptul să-și aleagă unde își petrece concediu de odihnă, cu cine îl face. Eu știu că dumneavoastră sunteți, nu știu dacă o să vă supărați sau nu, dar dacă vă supărați, vă trece. Eu știu că dumneavoastră sunteți un om care este foarte legat de părinții lui, în speță de mama dumneavoastră. Da. Și că îi acordați un, deși sunteți căsătorit, îi acordați un foarte mare timp și aveți foarte multă grijă de ea. Consider că fiecare copil trebuie să aibă grijă de părinții lui și cred că mare parte așa se întâmplă. Da, sunt cazuri și cazuri, unele mai aparte și fiecare le gestionează după cum consideră el că e mai bine. Nu v-ați supărat că am adus vorba despre... Și repede, dacă vă supărați, vă trece. Hai să trecem la lucruri serioase. Nu că ce-am fi vorbit până acum n-ar fi fost serios, ci să vedem, să discutăm puțin despre proiecte în curs de derulare, proiecte care urmează. Ce se mai întâmplă să la? Dacă se poate să le luăm punctual. Vedeți dumneavoastră că atât în campania electorală cât și la emisiuni se discută cel mai mult despre proiecte. Bineînțeles că cu asta ieșim în față la cetățeni. Deși totuși când spui proiect te referi la ceva ce urmează. De fapt, dacă spui proiect în curs de implementare, de fapt nu mai e proiect, e ceva ce se implementează. Da. Dar mă rog, asta e o chestie de semantică. Vă rog. Cuvântul proiect are mai multe înțelesuri în cadrul unor proiecte. Și începem de la proiectul de hotărâre, la proiectul în sine și la proiectul tehnic. Că de multe ori se fac anumite încurcături în ceea ce înseamnă un proiect. Ce înseamnă un proiect? Un proiect. Proiectele sunt finanțate pe diverse măsuri, pe fonduri
PNE sau pe Ministerul Dezvoltării sau pe Ministerul Învățământului sau pe Compania Națională de Investiții sau pe alte instituții care finanțează anumite obiective. Obiective am avut realizate și în primul mandat și în al doilea și avem în derulare care vreau să le finalizăm și mai avem propuse alte obiective, să nu le numim chiar proiecte, alte obiective care considerăm că sunt necesare și utile comunității noastre. Dar făcând o paranteză, eu consider că pentru o bună funcționare și o bună imagine a comunei nu înseamnă doar proiectele. Deci ele sunt imaginea, sunt ceea ce înseamnă standardul de viață a cetățenilor, dar pentru mine foarte mult contează și funcționarea aparatului primarului. În ce sens? Dacă adică acolo la primărie, în compartimentele care le avem, nu avem oameni profesioniști și bine intenționați, să știți că degeaba facem noi prea multe investiții, apă, canalizare, drumuri, dacă relația cu cetățeanul sau cu celelalte instituții nu e bună, și proiectele sunt mișcă nevoios. Și finalizarea lor și buna derularea investițiilor. Și aveți oameni. Da. Da, chiar avem o echipă la primărie și chiar le mulțumesc pentru suportul și încrederea care au avut în mine. Și am creat o echipă, pot să spun, de la secretar până la ultimul nivel sau de la ultimul nivel până la cel mai sus nivel. Foarte bună. Bineînțeles că totdeauna mai este loc de a învăța, de a suplimenta și eu ca primar și colegii mei. Totdeauna există loc de mai bine, nu? Da, și trebuie să fim conștienți că trebuie să facem treaba asta. Ați avut și reclamații privind aparatul administrativ, nu? Nu. Bineînțeles, acum în decursul anilor am întâmpinat tot felul de probleme, cazuri când anumiți cetățeni vin pentru probleme personale, dar prea personale. Când afectează un alt cetățean, o altă gospodărie sau bunul da, mers. Consideră că el are neapărat dreptate și da, poate n-are întotdeauna. Nu țin partea angajaților din primărie, nici nu spun că cetățenii sunt rău intenționați, dar în unele cazuri au fost și situații din astea când dacă nu s-a rezolvat o problemă personală, cum a vrut el sau în termenul care a vrut el, nu îi merge bine primăria. Da, am înțeles. Domnule primar, eu vă propun să facem așa, câte sate are comuna dumneavoastră? 9 sate. 9. Care sunt acestea? Sunt Tămărie, care da. E și centru de comună, Subcetate, Buciu Morlea, da? Balomir, așa? Ciopea, okay. Bărăștii Hațigului, Săcel, Sunt Petru și Vadu. Nu știți ce vreau eu acum, dar vă spun imediat. Ce ați făcut în Sfântă Măriorca? Până acum. Până acum. Deci avem proiecte finalizate. Finalizate și în derulare. Haideți să luăm așa. Ce ați făcut? Ca și finalizate, am acordat o atenție deosebită învățământului. Acolo este centru de comună, e școală. Da. Mai avem o școală primară și la Societate. La Sfântă Mărie avem o școală foarte bine pregătită, autorizată. O grădiniță cu două grupe, un teren de sport pentru școală și pentru cetățenii din comună și nu numai. Am mai finalizat complexul sportiv. De renumita sală de sport cu stadion. Și sala de sport separat pe alt proiect. Deci e stadionul odată, da? Da. Și e sala de sport. Cred da. Că cea mai mare sală de sport din județul Hunedoara, mai vreuna? Mai este aici la Devatar. Mă rog, dar la nivel de comună... Nu este. Se compară cu sala de sport a unui oraș, ca să nu spun municipiu, cred că. Da, e un obiectiv foarte frumos și foarte important pentru noi, unde au avut loc mai multe competiții sportive, local, județean sau chiar național. De fapt, pentru care mă bucur că am realizat această investiție, dar din păcate cu această pandemie... Din luna februarie a început să
a trebuit să ne oprim cu desfășurarea activităților sportive acum. De acord, și asta vă împovărează un pic bugetul, pentru că nu mai... Nici cheltuielile nu mai sunt așa mari. Cheltuielile sunt mai reduse, doar de întreținere, mai puține, dar noi ne-am fi dorit ca copiii de la școală, tineretul din comună, cetățenii din comună sau și din împrejurim să vină să desfășoare activități sportive în condiții deosebite. Dar iată că deocamdată nu se mai poate. Deci asta este în ceea ce privește Sântămăria Orla ca și obiective realizate. Ce ar urma în Sântămăria Orla? În Sântămăria Orla există în derulare... Bun, nu mi-a zis nimic de căminul cultural, ați uitat de el, că și pe ăla l-ați reabilitat din câte știu eu. Da, și căminul cultural, și un loc de joacă pentru copii și... No, eu mă gândeam să le structurăm pe tipul de investiții, de unde vin banii. Dar, cum a spus dumneavoastră foarte bine, și căminul cultural a fost finalizat. Eu cred că e mai bine să o luați pe fiecare localitate, pentru că așa se regăsesc și cetățenii, da, în localitățile lor. Dacă vă încurc un pic treaba nu, asta, e foarte bine că poate să înțeleagă și cetățenii un pic mai bine. În Sântămăria Orlea mai avem... investiții din bugetul local pentru realizarea unor extinderi de rețele de apă și canalizare pe trei străzi. Am mai realizat-o din bugetul local două străzi mai mici, le-am asfaltat din bugetul local. Cu investiții de la Ministerul Dezvoltării pentru Infrastructură Rutieră. Deci se poate rutieră, să asfaltă străzi și din bugetul local, chiar dacă e mic. Mai micuță, da. Care n-au încăput din anumite motive pe alte proiecte. Nu erau pe proiectul tehnic. Am încercat și la păi, bugetul local. Mi se pare normal că sunt și aceia din comună, nu? Vă rog. Cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării am mai asfaltat și alte străzi. Am făcut extinderi de rețele electrice în localitatea Sântămăriei într-o lungime de aproximativ 2,5 km. Rețele și cu iluminat public modern. Acest iluminat public fiind un proiect care s-a implementat în toată comuna. O altă investiție importantă pentru mine și cred că nu numai pentru mine, și pentru cetățenii comunei, este noul sediu al primăriei. Asta unde va fi? Chiar peste drum de sediu actual, imediat apropierea castelului. Am înțeles, să-l construiți de jos sau... E construită... Dar nu l-am remarcat încă, au început construcția? Da, da, da. Și e finalizată? Ca și construcția, acum se lucrează la acoperiș. A, deci e, nu e nici măcar la roșu încă. La roșu, e făcută, la roșu, da. Am înțeles. Și în vechiul sediu ce se va întâmpla? Acolo aș vrea să fac o bibliotecă mai adecvată și mai potrivită pentru copii care să poată să vină să citească sau să împărtășească. Dar mai vin copii să ia? Vrem să-i atragem. Și arhiva primăriei. Uh-huh. Înțeles, da, se pretează. Clădirea e și frumoasă, că poate face și un muzeu, cine știe. Am de gând să fac un muzeu lângă sediul nou care se construiește pentru primărie. Acum este o clădire care se numea Magazin Sătesc. Și acolo, chiar la parter, vreau să fac un centru de informare turistică, un fel de muzeu în care cetățenii care vin în comună, dacă vor să viziteze comuna sau toată țara Hațegul, să primească anumite informații despre obiectivele care se pot vizita și care merită vizitate. Bun, acum vor trebui și materiale și tot felul de lucruri, dar nu e o problemă asta. Asta în ceea ce privește Sântămăria. Haideți să mergem la Subcetate, celebră la un moment dat pentru faptul că făcea legătura gara Subcetate, da? Încă mai face legătura, nu? Mai trec trenuri prin gara. Mai trec, mai rar, dar asta depinde de... E acceleratul de București și nici nu știu ce mai trece pe acolo. Ce ați reușit în satul ăsta? Și în acest sat am făcut anumite obiective, începând de la infrastructură de apă și apă uzată, unele străzi care nu au fost cuprinse în alte obiective, în alte investiții. Am reabilitat străzi, atât din bugetul local, cât și finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Am reabilitat școala, am reabilitat căminul cultural, chiar o lucrare deosebită am făcut acolo.
Vă rog. Bineînțeles, iluminatul public care e în toată comuna și am făcut și aici o extindere a rețelelor electrice. E în regulă. Și ce urmează? Mai urmează ceva în subcetate? Mai aveți ceva în plan? Mai avem pentru niște torenți, de amenajarea torenților, un drum de acces către Pășune sau... Drumul de acces prin interiorul localității, în mare parte, este rezolvat. Drumurile, da, sunt tămărie, stăm foarte bine cu asfaltul pe străzi. În ceea ce privește calitatea lui și faptul că, eu știu că dumneavoastră ați tot asfaltat pe acolo, prin comună. Da. Bun, acum sunt și localități unde se lucrează la apă, canal și la astea. O să ajungem și acolo. E deranj. E bine cum ați propus să mergem pe sate. Bun, sub cetate. Bucium, zic Orlea, bine. Bucium Orlea și Balomir. Astea sunt legate într-un fel. Da, sunt legate într-un fel și pe proiecte. Stați un pic, Buciumul e cel de peste baraj? Da, cel peste baraj și Balomirul e media la 1,5 km, uh-huh. Tot dincolo de Strei. Bun, există și drum ocolitor, mă gândesc, din Deneu, direct. Da, un drum județean 686 și drumul comunal 53A. Și ce s-a întâmplat în localitățile astea două, dacă e să le legăm pe ambele? Adică, ce investiții avem acolo? Am încercat, de avut și contracandidați. Am încercat cât am putut din bugetul local, am reabilitat cele două cămine în fiecare sat. Dar vedeți dumneavoastră că cu aceste fonduri europene nu totdeauna decurg, cum se spune, la televizor. La ce vă referiți? Păi vreau să vă spun, și în altă emisiune am relatat că am semnat contractul de finanțare din anul 2016 și acum din la sfârșit de anul 2020 și nici acum nu ne-am apucat de canalizare. Nu, hai, serios? Serios, dacă după nu. După 4 ani de zile de semnare de contract, da, de finanțare? După 4 ani am făcut licitația, am semnat contractul de lucrări, cu garanție, cu tot și să așteaptă. Adică și-a depus ăla, omul care urmează să facă lucrarea și garanția? Da. Cât e garanția? Nu știu, colegii mei. Dar e urmă ceva, mă gândesc. Bine, asta sunt proceduri care fiecare... Păi bun, dar omul stă de 4 ani... Nu, asta e garanția de bună de lucrare, de, nu garanția bun, de participare la licitație. Dar bun, e o sumă pe care un agent economic o blochează acolo. Așa sunt regulile care trebuie respectate. Am înțeles, nu zic că sunteți noastră de vină. Mă gândesc la proces. Așa. Și? Păi așteptăm ca fondurile europene prin AFIR să ne dea drumul la lucrare, să putem începe. Păi și ați vorbit cu cei de la AFIR? Da, am vorbit de mai multe proiecte și din păcate, no, cred că și dânsii acolo au multe proiecte, sunt foarte atenți la orice detaliu, la orice problemă și probabil de aceea durează un pic mai mult, dar eu consider că ar trebui simplificate un pic. Vedeți, dumneavoastră, chiar mă fă rușine că m-am dus în campanie electorală la oameni să le spun treaba asta. Că le-am mai spus-o acum 4 ani că am semnat contractul. Și acum ce să le spun? Am semnat contractul și aștept. Și aici vorbim de canalizare. Un proiect important pentru noi, pentru comunitate, este rețelele de apă potabilă cu finanțare de POIM prin operatorul APA Prod. Da. Și stăm cu toată comuna și așteptăm... Celebrul master plan. Da. Așteptăm această finanțare pentru că sunt blocat și cu alte proiecte de infrastructură rutieră în cauza acestui proiect. Da, adică dacă se realizează, nu știți când se realizează, doi la mână, dacă dumneavoastră vă apucați să asfaltați, de exemplu, nu o să fac treaba asta. În unele, păi nu, dar lumea zice, dă-i, domne, vrem asfalt, vrem din aia. Și urmează pe urmă să vină că poimul ăsta nu ține de noastră, ține de APA Prod, cred. APA Prod. Și e celebrul master plan, da, prin care vor fi introduse apă și canalizare, nu știu, câte localități, cred că în toate localitățile din județul Mediu. Aproape în toate. Sau, mă rog, cum sunt aproape ele acolo? În toate care deplinesc condițiile de eligibilitate. Că tot ca și scuzați că v-am întrerupt, nu, tot la televizor se spunea o expresie, să ducă apă și canalizare, o expresie, folosesc expresia spusă de cineva, până la ultima bătrână în vârful dealului. O expresie foarte urâtă. Adică, cum până la ultima bătrână? Ce înseamnă ultima bătrână? Din vârful
dealului din vârful satului. Ultimul bătrân. E o chestiune nu prea potrivită. Nu sunt eligibile la finanțare toate localitățile datorită unor criterii de acordare a finanțării. În funcție de numărul de locuitori, în funcție de distanța între sate, în funcție de distanța dintre casele din sate, sunt mai multe criterii. Dar la televizor se spune, primarii nu fac proiecte. Noi chiar le-am face. Numai noi, dacă le facem și cheltuim bani pentru documentații, avizii și autorizații și nu intră la finanțare, îi cheltuim degeaba. Suntem datori să le facem. Am făcut. De exemplu, și pentru Buciumbalomir am făcut toată documentația pentru canalizare și am făcut și documentația pentru asfaltare. Lucrările de asfaltare în localitățile Bucium și Balomir ne-au fost aprobate pe o listă sinteză a Companiei Naționale de Investiții. Chiar am trimis documentația la București spre elaborare în faza a doua, în etapa a doua. Dar mă tem să nu ajungem la acea situație să se dea drumul la lucrările de asfaltare și să nu fie băgat apa. Și pe urmă nu mai poți băga apa, că nu știu câtă vreme n-ai voie să te atingi de asfaltul ăla. Da, dar n-am făcut și când o să ajungem la celelalte sate din comune o să vă explic că a trebuit să le explic la oameni și le mulțumesc că m-au înțeles. M-au oprit cu asfaltul la intrare în sat. Pentru că n-am putut să merg mai departe, canalizarea e băgată, dar nu-i băgată apa. Să puteau realiza toate străzile din comună. Pentru toate. Că aveați banii necesari. Banii, atât pe fonduri europene, cât și pe Ministerul Dezvoltării, puteam să asfaltez tot. Și a trebuit și să mă opresc. Asta are un termen de finalizare, totuși? Ba da, au. Care? 2020, acum în decembrie, dar am făcut solicitare de prelungire. Așa. Și 2021, care o să facem mai la solicitare deci de prelungire. Deci dumneavoastră, obligat, forțat, cine are poimul ăsta... Și dacă nu vine cu poimul, trebuie să vă dea drumul la apă, ca să puteți asfalta. Da. Altfel veți fi nevoiți să asfaltați fără apă. Cred că nu o să asfaltez. Cred că o să renunțăm decât să urmă să... Știți că ele, toate aceste lucrări au o perioadă de garanție. Și obligația de a nu interveni la ele. Că odată tăiate, decupate, nu le mai poți aduce la starea inițială. Corect. Și n-aș vrea eu să răspund pentru astfel de lucrări. Dar mi se pare foarte normal, nici eu n-aș face. Nici eu, nici colegii mei din primărie sau consiliul local. Și atunci, unde ar trebui apăsat butonul pentru apă? La fondurile europene. La AFIR? Nu. La București, la Ministerul Fondurilor Europene. APA Prodo acolo a depus proiectul pentru semnarea contractului de finanțare. Uf, eu nu mai știu ce să cred cu povestea asta, cu semnarea contractului, cu începerea lucrărilor. Știu că prin anumite părți s-au început niște lucrări, așa, mai timid, mai... Dar în rest, nu știu cum va merge treaba. Dar eu zic că dacă totuși... Și chestia e că, din câte știu eu, dacă sunteți cuprinși în masterplanul ăsta, nici nu puteți accesa alte da, funduri. Pe asta a fost problema, că vorbeam cu colegii mei. Ele se leagă unele de altele. Câteodată te ajută, câteodată te încurcă toate aceste chestiuni. În cazul nostru, dacă nu eram legați așa tare de master plan pe finanțări și pe astea, puteam să facem noi proiectele pentru apă și să le depunem și la Ministerul Dezvoltării și la Fonduri Europene. Bineînțeles că valoarea investiției era mult mai mare și nu se acoperea în totalitate de la fonduri europene, că aici ar fi o altă chestiune de discutat cu proiectele, că faceți proiecte și depuneți-le. Pe lângă faptul că trebuie să fii eligibil și să faci punctajul, banii nu sunt suficienți pentru ceea ce e necesar în comună. De exemplu, în comuna Sântămăriei ăla pentru apă și canalizare sunt necesare cam 10, 11, 12 milioane de euro pentru apă și canalizare. Pentru infrastructură rutieră cam 8 milioane de euro. Și gândiți-vă că Uniunea Europeană ne dă pentru drumuri 1 milion de euro la 7 ani. În câte mandate sau în câte perioade de finanțare se poate realiza toate, se pot realiza toate drumurile din comuna Sântămăriei? Păi cum vă ziceau că anul ăsta, vai, de mine, cel probabil mai mare... Probabil nouul exercițiu financiar care va începe din 2022 până în 2027 or fi bani pentru completări. Dar... cu siguranță nu o să fie cât e necesar pentru o comună.
De exemplu, la canalizare am unul dintre cele mai mari proiecte din județ. Extindere rețea de apă uzată în localitățile Sfântă Mărior, la Bărăști, Hațegului, Săcel, Sfânt Petru. Valoare 15 milioane de lei. E destul de mare proiectul. Da. Și greu. 150 de miliarde de lei vechi sau mai vechi, mult? Da. Așa. 3 milioane 200 de euro. Am prins finanțarea pe Ministerul Dezvoltării. Că dacă era să mergem după AFIR, 1 milion de euro, spuneți-mi mie, cum împărțam acei bani? Cu ce începeam? Cu Bărăștiu? Cu Săcelul la mijloc? Cu Sfânt Petru dincolo? Nu știu, unde foloseam bani? Dădeați cu banul. Păi nu avea început și sfârșit proiectul în sine. Da. N-avea început și sfârșit. Am reușit, am prins finanțare pe Ministerul Dezvoltării. Pentru fondurile europene am depus proiectul pentru Buciun și Balomir și ne încadrăm acolo pentru canalizare. Eu sper că într-o săptămână, două, să ne dea avizul și să dăm drumul la lucrări, că pe unele sectoare se poate lucra și pe timp de iarnă. Da, eu am auzit așa ceva zvonuri că celebrul PNDL care l-am dat s-a oprit va continua, dar probabil că sub altă formă. Știți ceva de lucrul ăsta? Nu, PNDL 2 merge în continuare. Merge în continuare, chiar avem depuse situații de plată. Așteptăm să ne intre banii pentru a face rambursarea către operatori și ei mai lucrează, toți. Și la rutier, și la canalizare, și la sediul de primărie. Propun să mergem spre Ciopea. Aș mai rămâne un pic la Balomir, unde am făcut niște investiții pentru consolidarea corpului de drum, Valea Mare și Valea Mică din Balomir. Și aici avem un proiect depus. Acolo era o problemă cu podul la un moment dat, cu nu știu ce pod de acces la Balomirie, podul ăla peste Strei. Dar realizat acum 10 ani s-a realizat. S-a realizat și e tot ok. Da. Dar aici am făcut anumite lucrări de îndiguire, să zicem, sau de consolidare a drumului, foarte bune din punctul meu de vedere și așteptăm acum să vină o echipă de la ANAR pentru realizarea SF-ului și pentru a realiza o îndiguire a torentului Valea Mare de sus până jos. Asta pentru a evita inundații, mă gândesc. Da. Ați avut probleme acolo. Am avut probleme, de-a lungul da. Timpului. Da. Bun, păi asta e bine pentru că oamenii vor fi protejați pe viitor și nu veți mai avea evenimente neplăcute. Oamenii, gospodăriile, drumurile care se află în domeniul public sau alte proprietăți ale noastre, care dacă nu făceam aceste lucrări, cu siguranță ar fi fost afectate la alte ploi. Bun, acum să o luăm pe drumul național, cum se zice, și să mergem la Ciopeia, cum am zis. La Ciopeia am reușit niște străduțe să le asfaltez atât pe Ministerul Dezvoltării, cât și cu finanțare de la fonduri europene, cu doi operatori diferiți. Am schimbat conducta de apă cu finanțare de la bugetul local, pentru că dacă realizăm în continuare reabilitarea drumurilor și a străzilor, pe aceeași considerent, ca să nu mai spargem drumul încă o dată, am pus bani din bugetul local și am reabilitat conducta, am schimbat o conductă veche care era realizată de către concetățenii mei din localitatea Ciopea în anul 93 cu finanțare și cu munca lor personală. Serios? Da. Toată rețeaua în localitatea Ciopea, sub îndrumarea unui bun cetățean al nostru, de acolo a fost realizată cu munca și cu finanțare de la oameni. Oameni. În ce an s-a 93. Păi și câți bani au pus oamenii în fiecare de căciulă? Au pus în mai multe etape, cum erau necesar. Și s-a putut face chestia asta în Ciopea? Da. Și o rețea foarte bună. Da, formidabil. Formidabil, nu știu lucrul ăsta. O să discutăm poate în alte emisiuni despre chestia asta, că mi se pare foarte interesantă. Dar nu știu, acum ar mai fi legal să faci chestia asta? Nu, nu se mai poate. Nu se mai poate face. Păi nu, că dacă vrea să-și facă omul, nu e ok, nu? Nu, pe, nu mai există, că trebuie să intervii pe domeniul public, e vorba de avize, autorizații, proiect, tot felul de chestiuni care... Am înțeles. Bărăști.
Bărăști și de ce nu să cer, că sunt unul sunt în continuare. Aici era discuția și aici că am mers cu asfaltul până la intrarea în localitate și acolo m-am oprit. Am asfaltat între cele două sate, între Bărăști și Săcel. Și un drum de acces din drumul județean 686 până la Bărăști. Am încercat prin aceste lucrări să le ofer oamenilor variante de a ieși din localitate, pentru că drumul e foarte spart, lucra foarte mult la canalizare. Acest proiect de canalizare a fost gândit cu două tronsoane, pentru, pe o parte și pe alta, în caz de defecțiune sau de colmatare sau de altceva, sau în cazul în care ar fi un debit mai mare de apă uzată, să facă față pentru a nu fi blocată buna funcționare a rețelei. Stânga-dreapta. Stânga-dreapta și la ce ajută chestia asta, că tu n-am înțeles? Păi ajută că și în cazul în care, să zicem, ar apărea o defecțiune pe viitor, nu mai spargi tot drumul ca să intervii la o, în situația în care s-ar colmata, s-ar bloca, s-ar strica ceva. Aha. Și ar fi mult mai... Da, și colectează după fiecare soluții parte. Soluții tehnice, soluții inginerești, ca să spun da. Așa. Nu sunt în domeniu bun. Acum, sincer să fiu, și eu am trecut de câteva ori pe acolo, la momentul la care se efectua lucrări, și am pomenit așa niște nume de prin calendar. Da, e adevărat, și chiar îmi pare rău pentru situația creată acolo în satul Bărăști, mai puțin și în Săcel, dar oamenii au fost înțelegători și am încercat să intervenim, să aducem întotdeauna la o stare cât mai bună drumul din localitatea Bărăști, ca oamenii să circule cât mai bine. Bun. Ce urmează în localitățile astea? În afară de asfalt, pe care îl așteaptă toată lumea. Și apa. Și apa. Adică ne-a care... băgat canalizarea, dar n-avem apă, da, știi? O să vin... Apa chiar prin localitatea Bărăști o să intre pentru cele trei sate de acolo, Bărăști, Săcel, Sfânt Petru. Ar mai fi o investiție foarte importantă pentru care m-am zbătut alături de conducerea Consiliului Județean și mă refer aici la reabilitarea caselului Nopcea din Săcel. Cred că care îl cunoașteți foarte, foarte da. Bine și mă bucur că această investiție, la această investiție se lucrează, chiar dacă a avut o perioadă de suspendare datorită unor chestiuni financiare, dar sperăm că la anul să fie gata și să fie introdusă într-un circuit turistic pentru a promova mai mult țara Hatzburg. Cu siguranță, dacă îl renovează Consiliul Județean, asta este și scopul pentru care... Da. Până nu de mult acolo fusese un... Dar nu cu finanțare de la Consiliul Județean, dar Consiliul Județean a fost cei care au depus proiectul și cererea de finanțare cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Am înțeles. Va fi interesant de văzut ce va ieși acolo la recepția lucrărilor finale și va fi interesant, interesant de... ar fi utilitatea da, și da, da, ceea ce interesant face de pentru... văzut care, exact. Care va fi pentru finalitatea. Impactul celebrul castel al baronului Nopcea, față neagră, cu o mulțime de legende țesute în jurul lui. Bine, sunt convins că unele dintre ele sunt de domeniul fantasticului, dar, mă rog, e o poveste. E o poveste care... și dacă ar fi bine tratată și vândută mai departe da. Turiștilor, ar atrage cu siguranță. Oricum, din punctul meu de vedere, acum nu știu dacă sunteți de acord sau nu. Și numai să stăți în geoparcul dinozaurilor, dar eu, de exemplu, dacă aș veni de la, nu știu, Tulcea sau Maramureș și n-aș ști ce e acolo, eu n-aș vedea niciun geoparc, că și dacă mă duc după indicatoare, văd mai nimic. Dar asta este o altă poveste. Știți ce, să vă, ce aș vrea să vă spun? Că și aceste multe proiecte s-au derulat greu datorită faptului că pentru toate proiectele, aproape toate proiectele din comună, am avut nevoie de foarte multe avize. Și dacă am povestit acum, dacă am povestit acum despre castel, mai avem castelul Kendefi de la Sfântă Mărie, biserica reformată, biserica ortodoxă de la Sfânt Petru. Castelul Kendefi care e o splendoare și care, culmea, din câte știu, e retrocedat. Da. Dar datorită obiectivelor ăstora care se văd și altelor care sunt sub suprafața terestră, dar totuși sunt ca obiective turistice, ne trebuie o grămadă de avize.
pe lângă aceste obiective turistice sau monumente istorice care le avem, mai avem pe raza Comunei Sfântă Mărie Orlea hidroelectrica cu o salbă de 3 baraje și 3 microcentrale. Mai avem drumurile naționale, mai avem calea ferată dublă, mai avem conductele de gaz, mai avem transa electrică, mai avem transgazul. Toate astea implică la multe avize. Și nu că nu le facem și suntem pregătiți. Înseamnă o muncă în plus a colegilor din primărie care sunt la compartimentul de proiecte și de achiziții și a proiectanților noștri, care trebuie multă documentație făcută, depusă la anumite societăți sau instituții care vi le-am prezentat și susținute în diverse comisii. Plus că avizele expiră la un moment dat sau ceva de genul ăsta. Unele dintre ele au o perioadă care trebuie făcută solicitare de prelungire a lor cu 30 de zile înainte de a expira. Da, e aviz la aviz. Aviz la aviz, da. E, și acum e cazul. În loc să ne scărpinăm așa, ne scărpinăm așa. Că așa e talentul nostru românesc. Da, dar vreau să scot în evidență faptul că sunt multe și greoaie. Și Geoparcul, și Natura 2000, și arii protejate, și cele enumerate înainte. Pentru orice trebuie. Apele române, drumurile naționale, am zis. E un pic cam delicat. Am înțeles. Ne apropiem de final cu Pașmarie, Vadu. Și Sfânt Petru. Și Sfânt Petru. Iată, eu însă le știți mult mai bine ca mine, da, și Sfânt normal. Da, Sfânt Petru am lucrat la rețelele de canalizare, am asfaltat stradă care puteam să asfaltăm care să nu fie afectată de lucrările de apă și canalizare. Și aici am putea să asfaltăm toate străzile, dar am numai lupa băgată. Da, de exemplu, nu știu, Vadu e o localitate foarte mică. Câte case are? Vadu e o localitate mică și dragă mie, dar, din păcate, cum am spus, nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, iar cheltuielile pentru realizarea investiției sunt foarte mari. Vă referiți la apă, canal și astea? Da, apă și canal, datorită faptului că sunt număr mic de cetățeni care locuiesc acolo și număr mic de gospodării. Distanța de la Sfântă Mărie până acolo și înapoi mare. E destul de mare, da. Mă înțelegeți? Și oricine își face un calcul, cum justifici atâția bani pe metru liniar sau pe număr de locuitor? Păi vom băga apă până la ultima... Noi avem proiectul făcut, da, noi avem proiectul făcut, chiar am și notat aici că între obiectivele care mi le propun să se realizeze, pentru apă și canalizare în localitatea Vadu, depus la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții. În momentul în care va zice să mergem în continuare cu avizele, certificatul de urbanism sau autorizația acolo, de îndată o să mergem să le depunem. Dar astea sunt procedurile care noi nu le putem modifica, trebuie să le respectăm și să realizăm obiectivele după cum intrăm la finanțare. Am înțeles. Și atunci ce aveți acolo? Nu știu, școală, cămin cultural, în ce Vadu mai sunt școală, nimic. Nici cămin cultural. Am înțeles. Da, șosea este asfalt. Este, asfaltul e bun. Vreau să vă mai întreb. Mai este? Am mai uitat ceva? Sunt Petru. Sau ați vorbit? Sunt Petru am vorbit. Care ar fi, pe scurt, în maxim 4 minuțele, dacă se... nici măcar 4, mai puțin de 4 minute. Mai faceți o concesie, mai dați nu putem. Proiectele care urmează să le implementați. Că mă gândesc că despre asta este vorba. Da. Ca proiecte sunt, să spunem, prioritare, dar pentru mine orice problemă de bunăstare a cetățenilor, orice proiect care l-aș putea face este important. Și aș începe ca și obiective propuse rețeaua publică de distribuție și branșamente gaze naturale în comună. Care e foarte importantă. Da. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră. Deci vreți să gazul. Asta până când? Avizul aveți de principiu. Da, avem. Și am depus proiectul la Ministerul Dezvoltării și la Fondul European. Acum să vedem cum s-au mișcat domnii de acolo. Da. Ca alt obiectiv avem reabilitarea și modernizarea infrastructură rutieră în localitățile Balomir și Buciu-Morlea. Realizare de rețele de apă și apă uzată în localitatea Vadu, cadastrarea sistematică a întregii comune, care iarăși e un obiectiv important. Foarte important, da. Foarte important. 5. Ar fi susținerea rețelelor... Asta e și gratuită? Cadastrarea.
Da. Da. Gratuită. Și pe intravilan și pe extravilan. Așa, că atât terenuri agricole, specificați lucrurile. Terenuri agricole, pășuni sau curți și construcții. Uh-huh. Ce ar mai fi? Susținerea realizării rețelelor de apă potabilă. Obligat. Care sper că să avem o ședință împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu domnul director de la Apa Prod, să vedem în ce fază ne aflăm, să știm ce avem de făcut, pentru că încurcă și alte proiecte și am vrea ca prioritate să fie și pentru Consiliul Județean și Apa Prod acest proiect. Eu sunt convins că veți găsi la domnul minister sprijin și așa mai departe, dar am așteptat să se instaleze, ca așa ne-au promis. După 2 săptămâni de la instalare, discutăm, să ne pregătim fiecare ce probleme, ce proiecte credem că ar fi necesare pentru cetățenii județului Nedoara sau a fiecare comune. În regulă. Dacă am omis vreun proiect, o să vă rog să-l amintiți acum. Ar fi regularizarea Valea Mare și Valea Mică din Balomir și acționarea de tablete pentru elevi, proiect care astăzi l-am depus și sperăm să primim finanțarea. Câte luați? 132 de bucăți. Pentru toți copiii de la școală? Pentru toți copiii, excepțându-i pe cei care au primit de la inspectoratul școlar. Am înțeles. Deci nu faceți diferențe că ăla are, că ăla n-are. Da. Mi se pare de bun simț. Dar știu că Hațegu a depus un proiect pentru 500 de tablete și n-am fost de acord cu chestia asta, că în Hațeg sunt mult mai mulți elevi. Acum am auzit motivații de genul că unii nu sunt elevi din Hațeg. Nu-i nimic dacă nu sunt elevi din Hațeg. Merg la școală în Hațeg, de exemplu, că nu vor ei să meargă la școală în Hațeg, ci l-ați făcut liceul la ei în comună și atunci nu era o problemă. Ai elevi acolo pe UAT-ul tău, dă-le la toți tablete, nu că ăla are, că nu cred că se poate face diferențarea între copii unde au domiciliu. Nu cred, și nu e normal. De acord cu dumneavoastră, dar asta deja nu mai stă în ograda dumneavoastră, ca să spun așa. Pe final de emisiune, ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi până în acest moment, la cameră? Aș vrea să le mulțumesc cetățenilor din Comuna Sfântă Maria Orlea pentru încrederea acordată, pentru votul lor. Le mulțumesc din suflet și vreau să mă implic, să nu-i decepționez și să fiu un ajutorul lor în toate problemele care apar și pentru o bunăstare cât mai bună și mai repede a cetățenilor. Domnule primar, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu siguranță vă mai aștept și altă dată și vă doresc succes. Mulțumesc. O să vin, că avem multe de transmis cetățenilor. Cu siguranță. Stimați spectatori, Dumitru Oprean, primarul Comunei Sfântă Maria Orla, o comună pe care vă sfătuiesc să o vizitați pentru că aveți ce vedea dacă sunteți în tranzit prin țara Hațegului, eu știu, din înspre Petroșani, dinspre Petroșani, înspre Hațeg sau de oriunde ați veni prin țara Hațegului. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simon, vă doresc numai bine!